Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale, calea spre mântuire. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernici părinți, preacuvioase părinte, iubiți credincioși, slavă lui Dumnezeu pentru aceste clipe minunate pe care le-am trăit împreună. În această seară, bucurându-ne duhovnicește de minunata slujbă și rânduială liturgică a tainei Sfântului Maslu. Întotdeauna când ne întâlnim, este un prilej de bucurie, pentru că ne întâlnim în numele lui Dumnezeu și ne întâlnim împreună ca să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Și minunat lucru este să constatăm noi ca și preoți faptul că dumneavoastră, credincioșii, iată, veniți, deși poate la ceas destul de târzior, veniți în număr mare la casa lui Dumnezeu, la Sfânta Biserică, și aceasta este o dovadă a evlaviei și a credinței dumneavoastră pe care o aveți față de Dumnezeu, față de divinitate. Este o dovadă a nădejdii că venind în casa Lui, veți beneficia de darurile și binecuvântările Lui și este o dovadă a iubirii pe care i-o purtați, pentru că dacă nu l-ați iubi, nu l-ați căuta. Să știți că atunci, făcând așa o paranteză, când cauți pe cineva, îl cauți pentru că îl respecti, îl cauți pentru că îl prețuiești. Îi conștientizezi valoarea, îi conștientizezi importanța pentru viața ta, iar când Dumnezeu în biserica care este casa Lui este căutat des, lucru pe care îl faceți, este o dovadă a prețuirii, a respectului, a credinței, a nădejdii și, bineînțeles, a iubirii pe care o purtați și pe care o purtăm cu toții. În seara aceasta m-am gândit în cuvântul meu, cât va fi, să mă axez pe două texte din Sfânta Scriptură, primul dintre ele găsindu-l ca și text în Evanghelia după Ioan, în capitolul al 14-lea, câteva versete scurte din el, și apoi în partea a doua, un text pe care l-auzim întotdeauna la taina Sfântului Maslu, care face obiectul unui apostol, este vorba de apostolul 6, din rânduiala liturgică a tainei Sfântului Maslu, din epistola către Galateni, a Sfântului Apostol Pavel. Prima parte. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, Mântuitorul Iisus Hristos ne spune așa, la un moment dat: de mă iubiți, păziți poruncile mele. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este care mă iubește. Iar cel ce mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu. Și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom face locaș la el. Sunt câteva cuvinte tare frumoase, încurajatoare și îndemnătoare și sugestive pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu și în care Dumnezeu arată faptul că atunci când este iubit și sunt ascultate poruncile și împlinite, sunt două lucruri de care beneficiază oamenii ce fac lucrul acesta. Primul dintre ele, vor vedea pe Dumnezeu. Și al doilea, în viața lor va veni Dumnezeu. Dumnezeu își va face locaș în oamenii aceia. Îndemnul de început, de mă iubiți, păziți poruncile mele. Și apoi, mai departe din ce am citat aici, dacă mă iubește cineva, va fi iubit și de Tatăl meu și va fi iubit și de el, zice Hristos. Și mă voi arăta lui. Auziți de ce beneficiază oamenii care iubesc pe Dumnezeu și păzesc poruncile lui? Vor vedea pe Dumnezeu. Ba mai mult, zice, va fi iubit de Tatăl meu și atunci eu cu Tatăl împreună vom veni și ne vom face locaș la el. Oare puțin lucru este aceasta? Nu.
Este cel mai important și esențial lucru din univers și cel mai important lucru din existența omului, existența noastră. Mai departe, zice, tot în capitolul al 14-lea, referindu-se la cei care nu-L vor vedea pe Dumnezeu și nu-și va face Dumnezeu locaș în el, cine sunt aceia? Zice mai departe, citez, cel ce nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Deci dacă la cel care, iubindu-L, păzește poruncile lui Dumnezeu, Dumnezeu îi se arată și va veni în viața lui, la cel care nu-L iubește pe Dumnezeu și nu-i păzește poruncile, acela nici nu-L va vedea și nici nu va fi locaș pentru Dumnezeu în el. Acum, când este vorba de cei care îl iubesc și păzesc poruncile lui, aceasta cum am putea o înțelege la modul faptic, real? Ce înseamnă să păzești niște rânduieli, niște porunci? Tocmai pentru faptul că îl iubești pe cel care le-a dat, aceasta ce implică, dragii mei? Implică osteneală, implică căutare, implică preocupare, atenție, dorință, râvnă, evlavie, credință. Sunt foarte multe lucruri care implică acțiunea practică și faptică a omului dacă dorește să fie împlinitor al poruncilor lui Dumnezeu. Tocmai aceasta faceți dumneavoastră și fac oamenii căutători de Dumnezeu. Pentru că noi suntem în biserică, pur și simplu, să zicem real, dar ca să fii aici, trebuie să acționezi cu ceva timp în urmă, să te pregătești pentru a ajunge aici. Trebuie să te deplasezi, să faci un efort. Trebuie să ai răbdare, să stai la rugăciune, în genunchi, stai în picioare. Presupune mai multe acțiuni. Ce sunt acestea? Un gen de nevoință și de acțiuni care dovedesc că noi ne dorim, iubindu-L pe Dumnezeu, să ascultăm de El și să împlinim poruncile. Tocmai de aceea facem acest efort ca să venim să stăm de vorbă cu El și să-L auzim prin cuvintele Lui ce vrea să ne transmite nouă, ce așteaptă de la noi, ca după ce am aflat, să știm ce avem de făcut în viața de zi cu zi. Mergem puțin cu textul mai departe. Duhul Sfânt, Mângâietorul, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela va vă învăța toate și vă va aduce aminte de toate cele ce v-am spus eu. Dacă cineva dorește să aprofundeze mai mult sau să înțeleagă mai mult din ceea ce a vrut să spună Hristos, textual găsind în Sfânta Scriptură, Mântuitorul Iisus Hristos ne spune că îl va trimite pe Duhul Sfânt de la Tatăl și acela ne va învăța toate, adică va limpezi mult mai clar. Este ca și cum ar fi o definiție sau o formulă pe care o ai de citit și de învățat și după aceea este dezvoltată, este limpezită și explicată mai pe larg. Exact aceasta face lucrarea Duhului Sfânt în viața bisericii, în viața creștinului. Și zice Mântuitorul mai departe, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau eu. Iată de ce mai beneficiem noi când suntem cu Hristos. Și apoi încheie acest verset în care vorbește despre pacea pe care o împărtășește și o dă nouă, să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. Auziți ce cuvânt de nădejde? Faptul că spune aceste lucruri înseamnă că Dumnezeu a știut că uneori în viață creștinul poate avea și temeri, se poate și înfricoșa. Dar toate aceste temeri, aceste înfricoșări sunt spulberate de cine? De pacea lui Dumnezeu și de prezența Duhului Sfânt, pe care El de la Tatăl l-a trimis pentru noi pe pământ. Ca după înălțarea la cer, acest Duh Sfânt care este a treia persoană a Sfintei Treimi. Știți cu toții și știm cu toții că în învățătura noastră de credință noi credem într-un singur Dumnezeu. Dar acest Dumnezeu este întreit în persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Acesta este dreptarul. Acesta este Dumnezeul în care noi credem. Și în crez, despre fiecare se vorbește. Și despre Tatăl, și despre Fiul, și despre Duhul Sfânt. Cum trebuie înțeles fiecare dintre persoanele Sfintei Treimi. Două vorbe scurt vis-a-vis de ce am putea noi ști, vis-a-vis de acest Duh mângâietor care ne învață pe noi toate. În rugăciunea tare frumoasă, liturgică, în viața Bisericii, Duhul Sfânt este numit Împărate Ceresc. Știți, când ne începem rugăciunile începătoare, ne zicem rugăciunile începătoare, ne adresăm, îl numim pe Duhul Sfânt, cum este numit, și apoi vorbim despre lucrările Lui pe care le are în viața noastră a creștinilor. Și îl numim Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață. Auziți cine este? Împărate Ceresc, Duh al Adevărului, care pretutindenea este și pe toate le împlinește. Este Vistier al Bunătăților și Dătător de Viață. Dacă nu este Duh în viața omului, nici viață nu este. Când este Duh, este și viață. Și acestui Dumnezeu, care este Duhul Sfânt, una dintre persoanele Sfintei Treimi, noi în rugăciune, pe lângă faptul că înțelegem despre cine este vorba, ne și adresăm cu rugăminți. Și ce zicem mai departe? În rugăciunea adresată Lui, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Auziți? Are putere să mântuiască Duhul Sfânt sufletele oamenilor. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos spune că îl va trimite de la Tatăl și ne va învăța pe noi toate. Și El este Cel prin care în viața Bisericii se slujesc toate cele șapte sfinte taine. Prin El se slujesc ierurgiile, toate slujbele, programele liturgice ale vieții Bisericii. De aceea, în acest gând și înțelegând valoarea prezenței Duhului Sfânt după înălțarea lui Hristos în viața Bisericii, mulți dintre părinții bisericești au meditat care este scopul vieții creștine pe pământ și care ar fi esența a ceea ce ar trebui să trăiască creștinul în relație cu Dumnezeu. Și unul dintre părinții bisericești, Sfântul Serafim de Sarov, în asentimentul altora care au vorbit despre acest lucru, spune: scopul vieții creștine, și dă o definiție, este dobândirea Duhului Sfânt. Să țineți minte lucrul acesta, nu-i greu. Care este scopul vieții creștine? Dobândirea Duhului Sfânt. Pentru că dacă prin toate slujbele care se fac, Duhul Sfânt viază în ele și El curățește, este pretutindenea, curățește sufletele oamenilor, sfințește viețile lor și mântuiește sufletele lor, atunci trebuie dat o mare atenție preocupării de a-L dobândi pe acest Duh Sfânt. Și acum a doua parte. În Apostolul al VI-lea, citit la taina Sfântului Masu, dintre cele șapte, că sunt șapte care se citesc, în Apostolul al VI-lea, citit din Epistola către Galateni, din capitolul 5, Sfântul Apostol Pavel scoate în evidență roadele pe care Duhul Sfânt le rodește în viața creștinului, dacă el are Duhul Sfânt. Să vă gândiți așa la acest tablou pe care îl voi citi ca și roadă de la Duhul Sfânt. Dacă veți regăsi aceste roade în dumneavoastră, înseamnă că este Duhul Sfânt. Când nu veți regăsi, înseamnă că El nu-i prezent, n-a rodit sau n-a rodit suficient ca să poată să rodească în viața omului și nu este suficient de prezent ca să poată fi roditor. Și el zice așa: fraților, roada Duhului Sfânt este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Când Duhul Sfânt rodește în viața oamenilor, în viața creștinilor, când este prezent
în viața lor, el aduce 10 roade. Și gândiți-vă ce tablou minunat! Te minunezi, te uimești! Cât de frumos poate să trăiască un creștin, sau trăiește un creștin, mai bine zis, când are pe Duhul Sfânt în el. Are dragoste, are bucurie, are pace, are îndelungă răbdare, are bunătate, are facere de bine, are credință, are blândețe, are înfrânare și are curăție. Ne punem întrebarea, regăsim noi oare în viața noastră aceste lucruri? Fiecare am putea să ne dăm răspunsul. Fiecare ne știm viața, ne știm inimile, simțămintele, gândurile, faptele, acțiunile noastre, stările noastre. Rodește în noi Duhul Sfânt aceste roade sau nu? Ba mai mult, zice mai departe, pentru acești oameni care au Duhul Sfânt și rodesc în forma aceasta, zice mai departe Sfântul Apostol Pavel, împotriva unora ca aceștia nu este lege. De multe ori m-am gândit, cum, Doamne, nu este lege? Adică legea până unde merge? De ce nu este lege? De ce se oprește legea? Legea, de fapt, este pusă acolo unde este viu păcatul. Ai făcut un lucru rău? Legea te pedepsește. Te prinde de urechi, te trage la răspundere. Ești pedepsit pentru ce ai făcut. Nu-i regulă. Ei, când se trăiesc aceste virtuți, nu mai ai pentru ce, ca și creștin, să fii tras la răspundere, pentru că tu ai făcut faptele care-s mai presus de lege. N-ai făcut fără de legea ca să fii tras la răspundere de lege. Tu ai împlinit, de fapt, legea. Nu când ți se spune să fii bun, să fii blând. Pe dacă ești bun și blând, nu ești tras la răspundere pentru răutate și pentru neblândețe. Când trăiești în curăție, nu? Nu mai ești tras la răspundere pentru desfrâu, pentru că tu ești curat, trăiești frumos, curat. Și așa putea da exemplu pentru fiecare. De aceea, cine trăiește din punctul acesta de vedere realitatea roadelor Duhului Sfânt, acela este peste lege, deasupra legii. Nu mai are logică ca legea să-l tragă la răspundere. Și acum dă niște sfaturi care sunt foarte importante pentru noi. Deci, în evidență, în prima parte, scoate înainte roadele și beneficiile de care noi putem beneficia și ne putem bucura dacă avem pe Duhul Sfânt și apoi ne dă niște sfaturi practice. Iar cei ce sunt al lui Hristos Iisus, auziți, cei ce sunt, cu semnul exclamării, al lui Hristos Iisus, ce se întâmplă cu aceștia? Ce trebuie să facă aceștia? Ce fac aceștia? Și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Ce înseamnă să-ți răstignești? Pentru că auzim de foarte multe ori și îl veți auzi de fiecare dată când participați la Taina Sfântului Maslu acest text. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus, adică categoria celor care sunt din, să zic eu, categoria și familia și ceata lui Iisus Hristos, și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Ce înseamnă să fii răstignit? Să nu le mai lucrezi. Un om răstignit, el nu se mai dă jos din această stare. Nu mai poate acționa. A fost prins acolo. Nu mai poate face răul. Pentru că el este răstignit, este legat. Răul nu-l mai poate făptui și nu mai poate acționa. Care? Și-a răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Auziți, cei ce sunt al lui Hristos Iisus nu mai au nici patimi, nu mai au nici pofte. Și merge mai departe. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm. Adică dacă consideri și ai pretenția să spui că Duhul Sfânt este întru tine, îl ai în tine, trebuie să și umbli conform a ceea ce Duhul Sfânt te recomandă dacă este în tine. Și acum câteva lucruri care sunt foarte importante de ținut minte și de făptuit. Să nu fim iubitori de mărire de șartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Vedeți, leagă acest îndemn să nu fim iubitori de mărire de șartă de două aspecte. Supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Ce putem afla din acest text?
Atunci când oamenii se pismuiesc unul pe altul, se invidiază unii pe alții, se supără unii pe alții, care este motivul? Ce îi face pe oameni să aibă această atitudine unii față de alții? Slava deșartă, mărirea deșartă. Vrei să fii tu întâi, nu te poți smeri. Ai impresia că ești mai deștept. Ai impresia că ești mai bun. Ai impresia că ești mai special. Și dai pe oricine la o parte, în dreapta și în stânga, ca să fii tu în centrul atenției și ți se pare că ești buricul pământului. Și slava deșartă pe care o aștepți, aprecierea, laudele din partea celorlalți, te fac pe ceilalți să-i jignești, să-i superi, să-i invidiezi, să-i pismuiești. Dar toate acestea pică, cad, pălesc. Când? Când omul nu este biruit de această slavă deșartă. Când nu așteaptă să fie lăudat mai presus decât este el de fapt. Și mai departe, fraților, zice Sfântul Apostol Pavel, chiar de va cădea vreun om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu duhul blândeții, luând seama la tine însuți, ca să nu cazi și tu în ispită. Deci atât scoate în evidență faptul că s-ar putea în viață să întâlnim oameni care cad în ispite. Atitudinea celor care vor să se mântuiască și sunt înțelepți într-o ale lui Dumnezeu, care trebuie să fie? Să caute să le îndrepte pe unul cu acesta, dar nu oricum, ci cu duhul blândeții. Încercând să-l ajuți, dar în același timp, atenție, luând seama la tine însuți, adică îl ajuți pe cel care e în ispită, îl sprijinești pe cel care e în necaz, te rogi pentru cel care are nevoie, dar în același timp să nu uiți de cetatea sufletului tău, să nu uiți de tine, ca nu cumva încercând să-l ajuți pe celălalt, să-ți lași cetatea ta vulnerabilă, porțile inimii și a minții deschise și să cazi tu în ispită. Îl ajuți, dar în același timp tu trebuie să fii atent la tine și trezvitor la tine. Pentru că doar dacă tu ești în regulă, poți ajuta pe cineva. Pentru că dacă nu suntem în regulă, să știți niciodată, și o regulă duhovnicească aceasta, dacă nu ești în regulă, n-ai cum să ajuți pe alții. Dacă nu ai tu ce vrei să dai, n-ai cum să dai ceea ce n-ai. De aceea, spre exemplu, fac așa o paranteză, cine nășește, vedeți, se întâmplă în viața bisericii că se merge să nășești la botez sau, spre exemplu, la cununie. Nu ai cum să nășești pe cineva ca și naș de botez dacă nu ești botezat. Pentru că trebuie să fii tu botezat ca să-i poți da botezul celui care se botează. Nu este corect să mergi să nășești la cineva la cununie dacă tu nu ești cununat. De aceea, spre exemplu, monahii, noi ca și călugări, niciodată nu vom putea fi nași la cununia cuiva. Noi mergem și ținem mantia pentru cei care se călugăresc, că la călugărie cine se călugărește are nașul lui de călugărie. Mergem ca și nași la călugărie pentru că avem călugărie dacă ești monah. Dar la căsătorie nu poți face lucrul acesta. De aceea, atenție la lucrurile acestea. Când veți avea de botezat pe cineva, obligatoriu trebuie să fiți botezați. Sau cine botează să fie botezat. Sau când se va merge la cununie, să nășești pe cineva, să-i dai taina cununiei, să fii cununat. Pentru că îi dai ceea ce ai. Este incorrect și n-are logică și nu-i bine să se nășească dacă tu nu ești cununat. Nu poți da taina cununiei dacă nu ești cununat. De aceea, vis-a-vis de aspectul acesta, închizând paranteza și întorcându-ne la aspectul acesta duhovnicesc, când este cineva în ispită, sprijină-l, dar luând seama la tine însuți. Ca să fii tu în regulă, puternic și tare în cele ale Duhului, ca din prea plinul sfințeniei vieții tale să-i poți oferi și lui dar și să-l ajuți. Și așa, cu multă înțelepciune, încheie paragraful apostolului al șaselea, Sfântul Apostol Pavel, din textul citit la taina Sfântului Mastru. Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Când împlinim noi legea lui Hristos? Când ne purtăm sarcinile unii altora. Dar când poți purta sarcina celuilalt? Când ești tu tare.
Când ești tu în măsură să porți sarcina ta, atunci mai poți lua și asupra ta povara și sarcina altora. Dar dacă tu ești vlăguit, tu ești slăbănogit și nu poți purta niciun gen de sarcină, n-ai cum să o porți a altora. De aceea, cu multă înțelepciune, biserica, iată, ne propune aceste lucruri. Aceste texte scripturistice, biblice, din Sfânta Scriptură, pe care le auzim de fiecare dată când participăm la Sfintele Slujbe, și încearcă să ne deschidă mintea, să ne deschidă sufletul și inima, să ne asumăm un asemenea mod de gândire, un asemenea mod de simțire, un asemenea mod de făptuire. Și tare bine ar fi să reușim. Pentru că dacă reușim, facem parte din categoria celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și dacă îl iubesc pe Dumnezeu, El vine în viața noastră, se arată nouă și își face locaș întru noi. Și atunci când El se arată nouă și își face locaș întru noi, vine pacea Lui. Și viața nu mai este atât de grea, frații mei. Să știți că chiar nu este grea viața pe pământ când este trăită cu Dumnezeu. Zice Sfântul Apostol Pavel la un moment dat, toate le pot în Hristos Cel care mă întărește. Dar este grea pentru cine? Pentru cel care nu-L are pe Dumnezeu. Și vis-a-vis de cei care nu-L au pe Dumnezeu, zice Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, fără de mine nu puteți face nimic. Și când nu poți face nimic, atunci simți netrebnicia ta. Și simți că ești inutil, că n-ai forță, că n-ai putere, ești pesimist, abătut, zdrobit lăuntric, terminat lăuntric, anihilată forța din tine este pentru că nu l-ai pe Hristos. Și într-adevăr, nu reușești să faci nimic. Dar când îl câștigi pe Hristos, îl vezi, îl simți, îl ai, atunci toate le poți. Și te simți util, te simți în regulă, te simți că ești sănătos din toate punctele de vedere, și mental, și sufletesc, și fizic. Ba mai mult, ai și curajul, și imboldul, râfna, și dragul de a ajuta și pe ceilalți. Și cu rugăciunea, și cu sfatul, cu vorba, dar și cu fapta real. Să dea Dumnezeu așa să fie. Să fim sănătoși, duhovnicește, ca să putem să ne ajutăm și pe noi, dar și pe ceilalți din jurul nostru. Amin. Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire.